Pentru o agricultură performantă și un viitor prosper, este crucial ca România să fie prezentă în COPACOGECA. Aceasta a fost concluzia la conferința organizată recent de Forumul APPR. Țara noastră a devenit membra a COPACOGECA acum 3 ani, o organizație care reunește peste 22 de milioane de fermieri din întreaga Europa, în jurul unor interese comune. De ce este importantă prezența României la această organizație, vedem în materialul următor. Cei care comentează, îi întreb, ca cei care mai sunt care au comentat și despre prezența României prin COPACOGECA, prin Alianța pentru Agricultură și Cooperare la COPACOGECA. Și că plătește statul român. Da, doamne, plătește statul român. Și întreb aceștia, acei oameni care mai nou sunt prezenți acolo. Doamne, ce preferați? Să nu plătească statul român și niciun fermier din România fermierii din România să nu fie prezenți la nivel european, la Bruxelles, prin această platformă care este COPACOGECA și unde își pot impune punctul de vedere sau măcar să se facă cunoscut? Sau e mai bine să nu plătească statul român, să plătească fermierii prin cotizațiile lor, lucru care nu se va întâmpla mulți ani de acum încolo, pentru că țineți cont, venim după o perioadă de comunism în care asocierea n-a fost atât de... sau asocierea a lăsat anumite cicatrici asupra mentalității noastre. Și nu o să plătească fermierii români. E bine să plătească statul român? Întrebăm, retoric. E bine? E bine, domnule, să fim acolo. De-aia trebuie să facem și târgul ăsta. De-aia trebuie să fim prezenți la COPACOGECA. De-aia trebuie ca România să-și susțină punctul de vedere, să-și susțină particularitățile ei acolo unde lumea, așa cum este normal, e globalizată, e globalizată și așa cum este normal, e bine să fie cât mai diversă și mai cosmopolită. Da, doamne, să fim, dar să ne spunem punctul de vedere. Trebuie să înțeleagă atât fermierii cât și autoritățile naționale că e important, extrem de important, să fim într-o organizație europeană a fermierilor, fie că este COPACOGECA, fie că sunt alte structuri europene, este foarte bine să fim acolo. Și voi repeta acest lucru, chiar dacă sunt oameni care, surprinzător, nu au crezut acest lucru și anul trecut aruncau cu invective de tot felul în ceea ce privește interesul României de a fi la COPACOGECA și de ce se plătesc acele taxe de participare la COPACOGECA. Iată că astăzi, atunci când ei sunt în această situație, nu mai au nimic de spus și sunt mulțumiți, APPR își va continua discursul care rămâne același, chiar dacă nu mai suntem în această alianță la nivel național, credem cu tărie că România trebuie să fie acolo, trebuie să fie în toate structurile europene ale fermierilor. De ce? Pentru că fiecare vom pune astfel o cărămidă în a prezenta interesele României acolo unde contează și anume, în primul rând, la Bruxelles.